bună seara, România! În aceste momente, mașina pe care o vedeți sosind aici în curtea postului la România TV este mașina care aduce cele mai așteptate rezultate ale momentului. Știm cine este noul președinte al României. Practic, ceea ce vedeți acum este un moment istoric. Alături de mine, în câteva momente, va coborî din această mașină securizată domnul director Emil Păslaru, directorul de cercetare al Institutului care a făcut cel mai mare sondaj în ziua votului pentru România TV. Bună seara! Mulțumesc că ați însoțit! Cu mare plăcere! Le avem! Sunt aici! Avem și o cutie securizată, cei de la pază ne ajută să punem totul în siguranță, în așa fel ca dumneavoastră să aflați la momentul potrivit cine este noul președinte al României. Bună seara! Mulțumesc frumos! Vă rog, domnul director, ajutați-mă cu plicul. Vreau să vadă și telespectatorii că e totul în regulă. Gata! Mulțumesc! Aici sunt rezultatele. Închidem cutia. Doar un amănunt. Această cutie nu poate fi deschisă decât cu amprenta colegii mele Ionela Năstase. Băieți, să mergem! Venim! Paula Rusu în direct la România TV. Ea este cea care ne aduce dispozitivul ce conține plicul cu rezultatele mult așteptate. Nil, te întreb ca și data trecută, cât de mult îți dorești această scrisoare pe care o aduce Paula Rusu? Eu încă vreau să înțeleg de ce degetul meu nu funcționează și de ce al tău funcționează. Deci, da, îmi doresc acel rezultat. Pentru că mie mi-a fost luată amprenta, da, o știu, adică telespectatorii noștri, predisperarea. Oare de ce, Nil? Oare de ce? Nu știu dacă este momentul. Oare de ce? Vreau să discutăm acest subiect, direct, să-l analizăm. Dar da, eu sunt cea care va deschide dispozitivul, ce le va prezenta telespectatorilor noștri, sper din tot sufletul, numele viitorului președinte al României. Este cel pe care l-ați votat dumneavoastră, doamnelor și domnilor, astăzi. Bine, este Paula. Cel care va conduce 5 ani această... Bună seara, Paula! Bună seara! Vă salut pe domnul! Bună seara! Nu este cazul, am spus-o deja, doar eu. Dăm voie să-i adresez o întrebare, Paula. Paula, recunoaște cinstit, ai fost tentată să deschizi plicul în momentul în care l-ai primit de la sociologul Emil Păslaru? Am fost tentată să plec cu domnul Păslaru și cu colegii noștri pentru că știam cât de valoros e plicul ăla pe care ni-l înmâna și pe care l-a pus în această cutie. Vreau să spun un lucru, e răcoare afară, este rece, dar plicul ăsta este extrem de fierbinte. Stai cu noi, Ferenc Popescu Tăricianu, președintele Senatului, poate viitorul prim-ministru, cine știe... Bun, în direct din nou în platou sunt liderii politici ai momentului care ajung la sediile de partid acolo de unde sperăm să aflăm, să avem declarații în direct la ora 21. Dar până atunci... Aici este votul dumneavoastră. Doamne, domnilor, ați votat astăzi, nu mai încerca. Nu vreau să vreau și eu. Te încăpățânești să crezi că tu poți deschide. Nu. Dar am rezultatul știu. Am să ți-l spun peste un sfert de oră. Îți spun tot. Până atunci, Ionela, îți las în grijă acest instrument și această cutie în care se află cele mai importante informații ale serii. La momentul oportun veți afla exact ce scrie înăuntru. Vă spunem doar atât. Știm cine e președintele României. Nils, orice ai face cu ea, eventual, nu știu, cu explozibil o pot desface. Fără amprenta Ionelei nu ai cum să o deschizi. Paula Rusu, mulțumesc foarte mult pentru prezență, mulțumesc pentru gestul de a aduce aici cel mai important plic din acest moment. Este plicul, seară bună și ție, Paula, este plicul cu rezultatele acestor alegeri. Da, Nils, nu te încăpățâna să crezi că vei putea să vezi tu înaintea mea rezultatele alegerilor. Nu, dar să sperăm că nu se strică degetul.